Neața, fraților, suntem aici cu Gileu. Neața. Și bine v-am găsit la un nou episod din daily vlogurile noastre de 3 zile. Ieri n-am filmat foarte mult de la Meet, adică după Meet, pentru că am fost morți de obosiți, am fost... ce am făcut? Da. Am fost să mâncăm, am fost peste tot. A venit și Max cu Shelly la hotel, am mai stat și cu ei până noaptea pe la 2 sau ceva genul. După ne-am culcat, n-am filmat absolut nimic ieri după Meet, așa că astăzi o să plecăm acasă în Craiova. Acum așteptăm un taxi să mă duc la F64, pentru că ieri a fost închis când am ajuns eu. Și sper să fie ok azi. Adică ce avem de făcut decât să luăm tren. Și da. Aparent F64 este închis și astăzi, așa că ne-am întors, am coborât din taxi, mi-am dat seama prea târziu și acum mergem la Mex să ne întâlnim cu Vasco și cu Cristi, unde ei mănâncă, așa că o să mergem și noi să mâncăm și adiori microfon. Adică o să-mi comand microfon direct de pe net, probabil, și trepied la fel, pentru că de altceva chiar n-am. Noi am mâncat, acum ne ducem la gara pentru că plecăm. Îmi pare puțin rău că plecăm pentru că a fost super mișto și deja mi-e dor. Lacrimă! Ce, mă? Lacrimă. A, lacrimă, da. Și da, e nașpa, adică sper să mai facă evenimente de genul, să ne întâlnim iar și toate chestiile de genul. Dar nu știu, o să fie mișto. Deci suntem în tren, o să plecăm acum spre Craiova. A fost super la Meet, sper că v-a plăcut. Și da. Deci aparent sunt în tren și a dat trenul peste cineva. Am încercat să cobor, am filmat ceva cu telefonul și sunt speriat puțin pentru că trebuie să vină ambulanța acum. Nu știu dacă a pățit ceva, era sânge pe jos de la cap și e nașpa rău de tot. Nașpa. Stare nașpa rău de tot și o să vină ambulanța imediat. Trenul s-a oprit, nu știu cât o să dureze, probabil o să am o întârziere extrem de mare. Și da, e nașpa. Aveți și voi grijă. Să nu vă calce trenul.